Mami și tati se poartă ciudat, de Ioana Chicet Macoveiciuc. Cartea aceasta este despre o familie normală, mami, tati și un băiețel pe nume Micuț. Micuț are 5 ani, este la grădiniță și se comportă ca toți copiii de 5 ani. Vrea să se joace toată ziua, face mofturi la masă, își face prieteni în parc și trage de timp seara la culcare. Dar iată că într-o zi lucrurile au început să meargă anapoda în familia lui. Mami nu mai vrea să facă curățenie, tati își petrece toată duminica cu ochii în ecranul calculatorului. Nu vor să facă baie, nici să se spele pe dinți, fac mofturi la masă, refuză să plece la serviciu. Micuț trebuie să repete de 5 ori un lucru ca să se facă auzit și își petrece toată ziua convingându-i pe mami și pe tati să facă lucrurile așa cum trebuie. Micuț era din ce în ce mai derutat și după o săptămână bramburită în care mami și tati se comportau ca niște copii, Micuț și-a dat seama că este mai bine să fie doar el copilul, iar părinții să fie adulții care au grijă de el. Sâmbătă, Micuț e cu mami și tati în parc, ca de obicei sâmbăta. Mami și tati își iau câte o cafea de la chioșc și se relaxează la soare, în timp ce Micuț explorează parcul și își face prieteni. La un moment dat, în timp ce își așteaptă rândul la leagăn, Micuț aude gălăgie în zona unde stau părinții. Vocea lui tati se aude tunând puternic, cu mare supărare. Îngrijorat, Micuț pornește în fugă spre banca adulților, unde, ce să vezi, mami și tati se ceartă cu o altă pereche de mami tati, părinții altui copil. E a noastră banca, zise mami cu vocea scuțită. Ba nu, e a noastră, noi am venit primii, spune cealaltă mami roșie la față de enervare. Da, dar noi stăm aici de obicei, intervine și tati. Ba noi, nu noi! Lui Micuț îi se face foame și îi spune lui tati că nu mai vrea să se joace fotbal, ci vrea acasă, la masă și la somn. Am obosit, tati, hai să plecăm din parc. Tati îl privește pe Micuț de parcă ar fi fost un crocodil cu roți. Nu un băiețel obosit. Nu-i vine să creadă că trebuie să plece din parc. Nu vreau să plecăm. Mi-am făcut prieteni pe ceilalți tați și vreau să mă mai joc cu ei, dar am stat destul de mult. Oftează Micuț. Mami e și ea foarte încântată de noile ei prietene mame. Vorbesc toate acolo pe bancă și râd. Mami, putem să mergem acasă. Am cam obosit, spune Micuț. Încă 5 minute, te rog, se milogește mami. Vreau să mai vorbesc puțin cu fetele. Bine, 5 minute. Aprobă Micuț și merge să se dea în balansoar. Peste 5 minute, mami mai cere 5 minute, apoi încă 3. Micuț se așează la ea în brațe și ațipește puțin cu nasul în eșarfa ei parfumată.